ce însemna Paștele și cum se pregăteau oamenii să îl întâmpine odinioară. În ziua de Paște, toată lumea mergea la biserică, tot satul. Se vizitau mormintele cu această ocazie, se mai curățau. Și, cum se zice azi un cuvânt care eu nu pot să-l sufăr, se socializa. Tata lua primul Paștele. Ia par să uită la pahar și îi trage o înjurătură preotului, zice. Așa, zice, nu mi-a pus niciun pic de vin. Eu nu i-am spus că am vărsat vin. Nu ratați sâmbătă de la ora 21 o ediție specială cu George Grigoriu și maestrul Dorel Vișan despre sărbătoarea Învierii Domnului. Era o relație foarte umană, foarte frumoasă. Și amintirea lui Iisus, bineînțeles, patimile lui Iisus erau în sufletul oamenilor. Și multă vreme te urmărea această stare.